Unii vă duci? Să ne ducem după brânză. Așa spuneau la începuturi când vineau încoace. Când la un moment dat unul zice, da, ne ducem la brânzeni. Bună ziua! Profesoară de limba rusă, de acum activez 45 de ani, învăț limba rusă, place la copii. Poate, nu știu cum, mie îmi place foarte mult. Place cuvântul, cum eu spun, cuvântul poate să-l ucide, cuvântul poate să-l învie omul. Și îmi spun întotdeauna copiilor că aveți cu mare grijă lucrați cu cuvântul. Și când rostiți, gândiți-vă ce spuneți, fiindcă ca bumerang se întoarce totul la noi. Astăzi fac reparații în apartamente, case, mai mult în interior. Iată, un lucru drag este râșința, moara lui Bunelu. Este munca oamenilor noștri. Cu iscusință, meșterii pe atunci le construiau piatra. Iată, mai erau ceva aici cu tavanul legat, o chestie de lemn. Iată așa. Iată aici. Boabele de greunță sau de greu. Și în timpul când se învârtește, lipsează. Aici se cerea răbdare. Dar oamenii nu se grăbeau nicăieri atunci. N-ai o gură de n-ai. Iată din încare. Și când noi de acum când prima păpușă am finisat, asta a fost Băbuța și Marioara, de fapt o cheamă, dar el s-a pierdut și el e moșul Vasile, dar eu de amână n-am intervenit. Și când zic, domnul Galenda, chiar seamănă, așa, facem cât de cât. Clar că ea nu este așa cum o știu eu. Eu, de fapt, știu cum se confesionează păpușa și cum trebuie să fie. Dar am vrut ele cu mânuțele lor. Eu primești o satisfacție enormă când tu așa ești. Că voi trebuie să o iubiți, să ceea ce faceți. Trei povești noi am pus, de cum avem. Trei spectacole și acestea toate făcute din, cu decorație, tot absolut. Da, tot decorație, totul absolut, cu mâna, cu mâna, fără de mașină, fără de nimic. Sper că ceva foarte frumos și foarte bun am învățat. În primul rând, eu am învățat să lucra în echipă, de diferite clase. Și am învățat să ascult unul pe altul, fiindcă acolo, după șir, vorbește numai păpușa. Că nu aud pe nimeni, numai păpușa. Ea este stăpânul, ea este împăratul, el este regele, scene și... Dar voi sunteți acei care mergeți după dânsi. Îmi plac lucrurile vechi, mi l-au cadonat. Multe lucruri sunt cadouri. Iată, el e cadou. Ăsta e cadou. Ăsta e cadou. Sunt multe lucruri cadouri și afară sunt cadouri. De dragul lor. Ei vin să odihnesc la aici la mine, fiindcă curtea la mine este plină de har și de prieteni. Care e cel mai vechi lucru pe care îl aveți dumneavoastră în colecție? Ștubeiul. De când e? Ștubeiul, nu pot să vă spun, dar el este foarte vechi. Ștubeiul este, deci, ștubeiul este o mașină de spălat care țăranul folosea în timpul celea. El era, iată, el se află acolo în colț, trunchiul de lemn. El este ștubei, așa se numește ștubei. Aruncau acolo țarii, lucrurile ce le avea țăranul. Cenușă,
Erau spalate în așa fel, erau curățite. Asta a fost prima mașină inventată de dacii noștri. Ieși închide. Eu se închid. Tare îmi pare rău. Tare îmi pare rău că am predat o viață întreagă, istoria partidului, că atunci așa, istoria Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, așa era, și manualul acela de istorie Republicii Sovietice RSS Moldovenești era, dacă sub serie de 90 de pagini era. Deci Ștefan cel Mare, dacă erau 4-5 fraze acolo, și odată cu independența, iată, la noi se deschisese, nu, după aceea s-a deschis liceul și trebuia de predat istoria, istoria românilor. Ne-au dat câteva manuale de istorie românilor, care trebuia să o predăm la copii. Și după aceea, încet cu încetul, am venit și am început ce să fac. Studiez istoria românilor și totdeauna cu durere, cu durere în suflet. N-am învățat copiii ceea ce trebuie. Pentru un profesor, eu am zis că agricultorul își vede roada toamna, dar profesorul toată viața. Așa, hai, urcați, urcați. Îndecheați-i. Acum ați văzut cum ați mânăscut în sat și nu vă întâlneați cu nimeni. Jumătate satul e pustiu, case, cuiete și gata. Pe unele scrie, da, se vinde. Da, se vinde și vă nu cumpără nimeni. Da. Nu se construiește deloc, da. Nu se construiește nimeni. Nimeni nu construiește și noi ne gândim cine a să rămâie în casa noastră. Da. Thank you.